Veni și ziua de vineri, ziua în care ne luăm rămas bun unii de la alții, dar nu înainte de a dezbate niște subiecte care sunt la ordinea zilei. Să rămână Tantiani. Vă mulțumesc pentru like-urile date, vă mulțumesc pentru comentarii și mai ales vă mulțumesc pentru faptul că v-ați abonat la acest canal care înflorește, domnule, e canalul de Suez, e canalul canalurilor. Spuneți lumii să vină aici să discute, că urmează weekendul și ce-or ascultat? În muzică de aia din trending? Nu! Pui în playlist videourile făcute de mine săptămâna asta și ai un weekend de milioane. Ai un weekend în care îți merge bine, că nu la toți. Nu la toți le merge bine. De exemplu, niște cetățeni din Blaj au fost surprinși de poliție cu o căruță. Dar ce aveau în căruță? Ce aveau în căruță? Ce bogăție aveau în căruță? 120 de kg de prune. Imediat poliția le-a făcut dosar, i-a amendat, le-a luat marfa, cică furată. Acum, dacă ne gândim în zona Blajului, în zona Blajului sunt vii. Deci degeaba oamenii aveau struguri. Pot ei face vin, coniac. Dacă nu-i sfânta prună să faci o țuică, pruna în zonele unde nu sunt livezi, pruniferi, livezi cu pruni, sunt adevărate diamante, prunele, da? Că dacă fura cineva o căruță cu 120 de kg undeva în Bistrița sau în Sălaj, îi mai dădea omul încă 100 de kg. Du-te numai și fă-ți zeama necesară să treci cu bine peste această iarnă. Nu sunt bani la oameni, așa că să iau, își mai iau unii de la alții. Și Messi, ați văzut, celebrul fotbalist Messi. Gloria Barcelonei, cum i-a zice Radu Banciu. Gloria apusă. Piticul argentinian a intrat într-un con de umbră. Nici Messi nu a avut bani. Ați văzut că a trimis un fax echipei prin care anunță că el își dă demisia. N-avea bani de porumbei poștali, că ea costă. Păi nu toți au banca ăla de la Amazon. Amazon, Jeff Bezos, americanul. Primul om din lume care a adunat 200 de miliarde de dolari, la care Andreea Esca zice, sunteți siguri? Dacă ea încă numără, ea își numără salariile, ea. Studiile spun asta că Bezos e cel mai bogat om de pe planetă, la fel cum tot studiile și sondajele ne indică faptul că moldovenii cu intenția de vot a PSD-ului sunt cei care își doresc redeschiderea restaurantelor. Că s-au săturat să facă numai chefuri de astea filmate pe Facebook, după care să vină poliția, să se deschidă restaurantele, să facem chef și petrecere, uei! Cum, nu știu, cred că toți, nu numai moldovenii și votanții își doresc redeschiderea restaurantelor, că ne-am săturat de terase, ni s-au acrit de atâtea terase. Dar nu știu ce profil ar avea cei care doresc să se redeschidă cinematografele, teatrele, sălile de spectacol unde să facem și noi stand-up comedy. Sunteți mulți, dar nu vă exprimați. Încă nu vă exprimați, da. Se deschid restaurantele ca să dea, de la 1 septembrie, ca să dea un exemplu bun, domnul ministru al sănătății, domnul Nelu Tătaru, Nelu Șuviță Tătaru, și-a scos ieri soția la terasa unui restaurant. După ce au păstrat distanțare socială de minim 2 metri, au strănutat în cot, s-au dezinfectat foarte bine pe mâini, au comandat. Bravo, domnul Nelu Tătaru! După atâta timp ți-ai scos soția la restaurant, după atâtea vase spălate, după atâtea ciorbe făcute, că tu ești un pic pretențios, domnul Nelu Tătaru, ai scos-o la un restaurant și nu la orice cale, nu la orice restaurant, ci la unul cu specific mediteranean, domnul Nelu Tătaru, și-a scos nevasta la creveți. Evident, creveți cu două cocoașe. La fel, a vrut inițial să ia guvid, să ia o friptură de guvid, dar semăna prea tare cu pandemia, cu denumirea, și au luat creveți cu două cocoașe, așa cum au fost și valurile la noi ale pandemiei. Au mâncat, s-au distanțat, au băut o limonadă și după aia au luat-o din drum, că el mai avea de făcut ceva vizite. S-au dezinfectat reciproc, s-au pupat de la 1,5 metri și au mers mai departe. Acum nu știu, pe creveți ce sos or fi pus. Că a văzut în Germania, o companie de asta, de produse alimentare, o scos din uz sosul țigănesc, că nu-i corect politic sau politically correct, și o zis sos unguresc. Dar ce, mă, unguriți, țigan sub acoperire sau ce vor să zică nemții prin asta? Nu v-ar fi rușine? Păi sos țigănesc, muș țigănesc, toată lumea știe de produsele astea. Acum cum să le redenumim? Cum? Ce să... Nu scriem nimic pe ele și cerem... Așa o să ajungem să nu mai pronunțăm anumite cuvinte. Nici cartea aia a Agatei Cristi,
10 negri mititei, nu o să mai aibă titlul ăsta, cu un nepot de soră bună, s-o gândi că nu-i corect și să-i zică erau 10. Bă, fraiere, după ce au făcut cartea lui Bunăta, legendă, epocă în lume, 10 negri mititei, tu îi schimbi numele, să nu mai cumpere nimeni cartea aia, atunci la Pantera Neagră, cum o să-i zică? La Pantera Neagră, Mâța Gri? Hai, că nu mai putem de atâta corectitudine, nu mai putem. Puiu, puiu, știți ce a pățit puiu? S-a puțin infectat. De la pangolin la puiu, nu te salvează nici cuiu. Puiu Iordănescu, săracul, are și el o formă ușoară de virus. Stă izolat, își face teste. Acum, doamne, Mitică Dragomiru e foarte stresat că la lansarea de candidatura Gabrielei Firea a fost și el acolo, drept că avea vizieră, da. Dacă dracu puiu a dat ăsta, puiu a dat din aripi și mi-a dat și mie un virus, ce mă fac? Nu știu, s-ar putea să îi se înjumătățească lista doamnei Firea, că cei din frunte, Petre Roman, Puiu Ordănescu și Mitică Dragomir, o să stea un pic la izolare. Acum, ce să facem? Mergem înainte. Ci că un sit arheologic din Vâlcea, a descoperit ce animale trăiau pe teritoriul țării noastre în urmă cu 2 milioane de ani. Nu o să vă vină să credeți. Ce aveam? Maimuțe, girafe cu gât scurt, tigri cu dinți sabie. Pe teritoriul României, în urmă nu cu mult, cum ar zice Iliescu, în urmă cu vreo 2 studenții și o grădiniță dame. Deci aveam maimuțe, girafe cu gât scurt și tigri cu dinți sabie. Ca acum. Dacă te uiți în fauna politică, nu avem maimuțe. Nu avem girafe cu gât drept, că gât mai lung, așa se uită, ăla cât o câștigat, ăla câte contracte o făcut cu statul, ăla cât o ciordit, ăla câte mandate are, ăla câtă pensie specială are, da? Girafe cu gâtul lung, în politic avem. Tigri? Avem tigri cu din sabie care taie tot, tot taie, după ce ne-o tăiat, după ce o tăia la profesor din mărirea salarială, acum îi pun să-și cumpere, să pun pe profesor să-și cumpere și măști. Descurcați-vă! Profesorii tot timpul au fost talpa țării. Ce urât sună. Talpa țării. Ei au fost puși pe ultimul loc. Dacă nu vă place, găsim alții. Găsiți alții. Ca dovadă, situația intelectuală a țării noastre. Analfabetismul funcțional e în floare, iar cei care ne conduc se vede că n-au școală. Sau au făcut-o cu femeia de servici. Nu avem nimic cu femeile de servici, dar ele nu au modulul pedagogic. Alo. Da? Să ne înțelegem. Da. Să rămână. Deci de astăzi intrăm oficial și orificial în campanie electorală, oricum benerele erau puse de vreo 2 săptămâni. Aveți mare grijă, o să vină niște cetățeni parfumați, îmbrăcați frumos, dar care o să vă întindă mâna, ca niște milogi. O lună o să fie milogi. O să întindă mâna pentru încă un mandat. După încă o lună și după ce își vor lua mandatul, 4 ani de zile, se vor uita de sus la noi, ca girafa cu gâtul lung. Vor folosi dinții sabie ca tigri. Și precum maimuțele, se vor strâmba la noi. Da? O lună milogi pentru 4 ani de mandat. O să ne pupe bunicii, o să ne pupe oriunde, o să ne pupe copii, o să pupe moaște, o să pupe asfalt, o să pupe orice, o să pupe, numai ca să mai pupe încă un mandat de 4 ani. Se vor bălăcări pe la televiziuni, se vor certa între ei, se vor scuipa, se vor acuza, iar în spatele camerelor își vor da mâna și or să zică, bă, dacă nu ies eu, te bag pe tine consilier sau viceprimar. Că așa e politica la noi. Nu vă lăsați intimidați, nu vă lăsați duși de nas, nu vă lăsați înșelați de aparențe. Politica, fiind cea mai veche meserie din lume, n-are cum să se schimbe în această lună. La fel și politicienii. Dar să nu uităm. Deocamdată ștampila este la noi. Pe 27 septembrie s-o folosim cu cap și mai ales să mergem la vot, păstrând distanțarea socială. Așadar, ochii deschiși și discutăm aici. Scrieți la comentarii, trimiteți poze pe Facebook, discutăm, dezbatem, îi tocăm mărunt, îi măcinăm, îi lăudăm pe cei care trebuie. Dacă ne înșală speranțele, îi luăm și pe ei în colimator și în rotisor. Nici o problemă. Aici suntem, sperăm și după 27 septembrie. Dar, deocamdată de luni până vineri de la 10, pe canalul meu de YouTube, va suna clopoțelul. Va suna clopoțelul, veți intra și veți descoperi ce am mai debitat. Cu ajutorul vostru, prima știre cu prunele, un prieten mi-a furnizat-o. Aștept în continuare păreri, sugestii, de care să fiți sigur că o să țin cont. Un weekend superb!
puneți în playlist videourile de săptămâna asta ca să aveți două zile de relaxare pe muzica lui Bendea. Că vorba mea, moaca nu contează. Ce spune moaca contează. Mulțumesc de urmărire, scuze de deranj și toate cele mai bune să vi se împlinească.